Bun găsit tuturor! Sunt Nora Dincă și începem astăzi la Euronews o emisiune foarte necesară. Dacă trăiți pe planeta Pământ, cu siguranță ați observat dezechilibrele tot mai mari din manifestările meteo, din armonia anotimpurilor, din mediul natural înconjurător. Crește intensitatea și durata valurilor de căldură, secetele și deșertificările se extind, incendiile de vegetație sunt tot mai multe și mai greu de stăvilit. Căderile de grindină de mari dimensiuni sunt fără precedent, furtunile, uraganele, tornadele tot mai devastatoare. Pădurea amazoniană se împuținează dramatic de la an la an. Incendii grave de pădure distrug ecosisteme întregi, oceanele se încălzesc și se acidifică. Calotele, glaciare și ghețarii se topesc într-un ritm teribil. Capacitatea planetei Pământ de a ne asigura resursele naturale vitale, apă potabilă, terenuri fertile, surse de pescuit, oxigen, energie, este în primejdie de a genera colapsuri în serie pentru omenire. Așadar, a venit vremea să privim mai atent vremea noastră, cea de toate zilele. Dacă și cum ne influențează ea viețile, dacă și cum o influențăm noi pe ea, dacă și cum influențează vremurile vremea, și ia pe ele. A venit vremea să creștem gradul de educație pentru mediu pe toate căile posibile, iar una dintre ele este, desigur, și televiziunea. A venit vremea și să mai reamintim când și când că Pământul este rotund, un pic turtit la poli, căderele albe de pe cer din urma avioanelor sunt condens și nu alte grăzevii, că sub umbra copacilor temperatura va fi mereu mai mică decât la soare și câte și mai câte ori mai fi de lămurit. Și să explicăm, desigur, și de ce, cu invitați profesioniști specializați pe temele alese. A venit vremea să conștientizăm mai serios că planeta aceasta este acasa noastră primordială, singura din univers, acasa Pământ. Și să învățăm să o prețuim mai mult, nu doar declarativ, ci și faptic, zi de zi. Cu speranța că vom reuși câte ceva din toate astea împreună aici la Euronews, așezați-vă confortabil, a venit vremea. În prima ediție a venit vremea, vom vorbi despre cum a arătat anul acesta din punct de vedere meteo și dacă tendința de creștere a temperaturilor medii globale și de intensificare a fenomenelor meteo extreme se păstrează, confirmând scenariile crizei climatice planetare despre care cercetătorii meteorologi și climatologi avertizează de mai bine de 3 decenii deja. Iar pentru asta am invitat-o pe doamna Elena Mateescu, director general ANM, pentru prima dată prezentă fizic în platoul nostru. Bun venit la Euronews, doamna Mateescu. Bun găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Suntem onorați să fim alături de dumneavoastră la acest debut. Felicitări pentru inițiativă. Este nevoie de aceste informații pentru că, indiferent unde trăim, așa cum a spus, pe planeta Pământ, fenomenele meteorologice extreme sunt mai intense și mai frecvente. Deși tare mi-ar fi plăcut, nu merge să folosesc celebra replică aceasta. Acesta este începutul unei frumoase prietenii, pentru că ne știm de vreo 2 decenii deja. Așa că o să vă spun mulțumesc că sunteți alături în acest nou început. Vedem întâi materialul pe care l-am pregătit și ne așezăm apoi la discuții. Dacă până în 2015 riscul ca temperatura medie globală să depășească temporar pragul de 1,5 grade Celsius tindea spre zero, între anii 2017 și 2021 acest risc a crescut cu 10%. Iar acum Metofis comunică un risc de 32% ca în următorii 5 ani temperatura medie globală să depășească temporar pragul de 1,5 grade și un risc de 98% ca unul dintre acești ani să fie cel mai cald din istorie. Și grupul interguvernamental al Organizației Națiunilor Unite pentru Schimbările Climatice a publicat recent noi rapoarte cu date care indică accelerarea schimbărilor climatice. Toate datele arată că oceanele s-au încălzit deosebit de repede în ultimele 2 decenii, o tendință îngrijorătoare, având în vedere că această schimbare este ireversibilă. În plus, stratul de apă caldă de la suprafața oceanelor este din ce în ce mai mare, iar nivelul mediu global al mărilor și oceanelor a atins un nou record, după ce în perioada 2013-2021 a crescut în medie cu 4,5 mm pe an, mai mult decât dublu față de media ultimilor 20 de ani. În același timp, în sud-estul Islandei, pământul se ridică 1 cm pe an, în unele zone chiar și 1,7 cm pe an, din pricina topirii ghețarilor Islandei. Toți ghețarii din Islanda se retrag într-un ritm fără precedent, declară Biroul Meteorologic Islandez.
Într-un studiu publicat în această vară în prestigiosul jurnal Science, oamenii de știință concluzionează că jumătate dintre ghețarii de pe Pământ sunt condamnați la dispariție până la sfârșitul acestui secol din cauza schimbărilor climatice. Topirea ghețarilor angrenează consecințe în lanț, de la încetinirea curenților oceanici, fenomen care are o contribuție majoră în modificările climatice globale și implicit în intensificarea fenomenelor meteorologice extreme de pe tot globul, până la dispariția multor specii de animale, terestre și acvatice, precum și multiple consecințe economice severe, foamete, inundații, secete, criză energetică și, cel mai grav, criză de apă dulce. Da, așa arată în linii mari tabloul general văzut dinspre specialiști, dar deja e vizibil cu ochiul liber pentru noi toți, toți locuitorii planetei, oriunde n-am afla. Aceste rapoarte și avertizări ale cercetătorilor, meteorologi, climatologi, geologi, oceanologi din întreaga lume, sunt în fapt constatări științifice ale unor simptome de suferință ale planetei, ca urmare a exploatării ei excesive sau și ca urmare sau mai ales ca urmare a exploatării excesive. Iar dacă acum 10-15 ani încă ne mai puteam îndoi de aceste scenarii și amăgii cu speranța că oamenii de știință se înșală, acum deja începem să simțim încălzirea globală și modificările climatice. Practic suntem, cum am pus și titlul acolo, contemporani cu ele. Doamna Matescu, bineînțeles că discuția pe această temă este foarte amplă și nu putem acoperi într-o singură emisiune. Schimbările climatice sunt o problemă globală, deci eforturile de a le încetini, că de oprit nu prea mai poate fi vorba, sau de a ne adapta lor, ar trebui să fie comune pentru toate țările. Se întâmplă sau nu asta? Și cum stăm noi, România, la capitolul ăsta? Cu siguranță, problematica schimbărilor climatice și mai ales adaptarea la efectele schimbărilor climatice pentru fiecare sector economic în parte trebuie să fie pe agenda națională, europeană și internațională o prioritate. Nici România nu face excepție. Dacă luăm anul 2023, așa cum a debutat, cu un ianuarie care prin tradiție ar trebui să fie cea mai rece lună a anului în țara noastră, a adus un nou record termic absolut în data de 19 ianuarie, când am înregistrat 22,5 grade Celsius la turnul Măgurele, ceea ce demonstrează, iată, că și o lună rece în țara noastră nu face excepție de la ceea ce înseamnă tendința creșterii temperaturilor medii lunare, anotimpoale sau anuale ale anului. 2022 a fost în țara noastră al treilea an cel mai cald. 2019 rămâne până acum în prezent cel mai cald din seria măsurătorilor meteorologice, de când avem măsurători mai bine de 120 de ani în țara noastră, și cu siguranță 2023 nu va face excepție, pentru că am avut în continuare în fiecare lună confirmări ale creșterii permanente ale acestor tendințe. După o vară 2023, a treia vară cea mai caldă din istorie, după o vară a extremelor meteorologice, când în continuare fenomenele meteorologice extreme au fost prezente, am avut în această vară, în iunie, pentru același areal, ne amintim, la mai puțin de o săptămână, două avertizări meteorologice generale de cod roșu pentru cantități importante de precipitații în partea de sud-vest a țării. În iulie a adus două coduri generale de asemenea pentru caniculă consecutive în zilele de 24-25 iulie în partea de sud-sud-est a țării, și chiar și luna august, în aceeași tendință, a continuat, fapt care a făcut ca 2023 să fie într-adevăr a treia vară cea mai caldă. A venit toamna, septembrie, o lună septembrie foarte caldă, a doua cea mai caldă în țara noastră, cea mai caldă în Europa. Înregistrăm un nou record pentru luna septembrie în țara noastră, o abatere termică pozitivă semnificativă, 3,5 grade Celsius, după 1994 cu 4,2. Și iată și prima jumătate a lunii octombrie, a doua lună din toamna 2023, a evoluat în aceeași tendință, cu valori de temperaturi ieri la Calafat de 29 de grade, 27 în capitală. Cu siguranță și luna octombrie confirmă ceea ce
bine spuneați că, într-adevăr, 2023 nu va face excepție și este posibil ca și în țara noastră, așa cum se așteaptă și la nivel mondial, să se alăture seriei anilor celor mai călduroși din istorie. Practic, fiecare an doboară recordurile înregistrate în anii anteriori, indiferent că vorbim, așa cum menționam, la nivel lunar, anotimpual sau la nivelul întregului an. Deci le simțim și noi. Resimțim din plin, din păcate, această evoluție și trebuie să nu excludem și efectele a ceea ce înseamnă această evoluție, pentru că în bună parte din țară, în baza datelor pe care le avem la acest moment, discutăm deja de secetă pedologică severă. Să explicăm un pic, că n-am mai explicat de mult. Telespectatorilor, ce înseamnă mai exact seceta pedologică? Ce înseamnă mai exact? Înseamnă un deficit mare accentuat de apă în sol, în special în partea de sud, sud-est, est a României, practic în sudul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în jumătatea sudică a Moldovei, practic de la a doua jumătate a lunii august și până în prezent am înregistrat un deficit constant de precipitații. Septembrie a înregistrat doar 52% din cantitatea medie lunară de precipitații, în condițiile în care luna septembrie este cea mai bogată lună a toamnei în precipitații, cu o cantitate medie de 55 de litri pe metru pătrat, am avut doar 33,5, iar acum, la acest moment, în condițiile în care înregistrăm cantitate medie lunară de 43,5, avem doar 2,1 litri pe metru pătrat în prima jumătate a lunii octombrie. Fapt care a accentuat, în asociere cu temperaturile foarte ridicate, accentuarea stării de secetă pedologică extremă în bună parte din sudul, sud-estul și estul țării. Adică ne aflăm la ceea ce înseamnă acum corespunzător perioadei în care ne aflăm, la o pregătire deficitară a însămânțării culturilor exact de grâu, pentru că luna octombrie, într-adevăr, reprezintă perioada calendarului pentru înființarea acestor culturi în noul an agricol, care a debutat la 1 septembrie 2023. Și deja a debutat cu probleme. Și pentru rabiță, pentru că deficitul de apă, așa cum spuneam, încă din luna august, în august și septembrie debutează însămânțările pentru această cultură. Culturile se află în suferință tocmai datorită acestor condiții deficitare din perspectiva resursei de precipitații. Vorbeam mai devreme despre faptul că este nevoie de un efort global de gestionare a schimbărilor climatice, de adaptare la ele. România cum se prezintă? Avem programe, avem politici de gestionare a schimbărilor climatice, am început să le implementăm. Cum stăm? Ne aflăm acum în plină fază de revizuire și în dezbatere publică a strategiei naționale pentru schimbări climatice și adaptarea la schimbările climatice, strategie care a fost adoptată în 2016, dar prin proiectul finanțat în cadrul programului operațional Capacitatea Administrativă POCA, coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu acronimul ROADAPT, România, așa cum spuneam, va finaliza până la 31 decembrie strategia și planul de adaptare în acord cu ceea ce înseamnă angajamentele ca să devenim neutri din punct de vedere climatic pentru fiecare din cele 13 sectoare afectate de schimbările climatice. La Iași, în 23, aș începe cu agricultura, sunt legată, sufletește de acest domeniu, aș începe cu transporturi, energie, resurse de apă, biodiversitate, sănătate, turism, asigurări, educație și conștientizare. Toate aceste sectoare au nevoie de măsuri specifice de adaptare. Putem să spunem că pentru prima dată avem și o platformă deschisă, ROADAPT, în care se pot accesa liber tot ceea ce înseamnă tendințele schimbărilor climatice din punctul de vedere al seriei istorice de date a temperaturii aerului, a cantităților de precipitații sau a frecvenței fenomenelor meteorologice extreme, la nivel de unitate administrativ-teritorială pentru fiecare din aceste sectoare. Adică dacă un cetățean din țara noastră vrea să identifice într-o localitate unde locuiește, ce s-a întâmplat,
cum a evoluat temperatura în zona respectivă, în zona unde locuiește sau ce cantitate de precipitații înregistrează în ultimii 30 de ani sau în ultimii 5 ani, poate compara, să găsească aceste informații pe platforma www.roada.ro. Este pentru prima dată când avem, va fi gestionată de noi, dar nu numai că va fi gestionată, va cuprinde și măsuri de adaptare la schimbările climatice. Foarte important. Ceea ce este foarte important atât pentru autorități care trebuie să pună în practică, dar și pentru fiecare dintre noi, pentru că și noi trebuie să devenim mai prietenoși cu mediul. Să ne educăm cumva, să înțelegem. Să ne educăm puțin și să înțelegem ce înseamnă atunci când nu suntem atât de prietenoși. Poate, într-adevăr, sună ca un clișeu să închidem robinetul da, sau lumina când ieșim dintr-o încăpere. Sunt lucruri care poate par banale, dar care fiecare contează, într-un tot contează puțin, acolo puțin. Când trebuie să ne educăm la nivel personal. Și sunt foarte mulți oameni care cu siguranță nu știu aceste lucruri, cum nu știu exact nici cum e corect să recicleze și chiar dacă să zicem noi nu avem acum capacitatea să reciclăm cu adevărat pe sortimente. Cred că s-au făcut pași importanți și în trebuie acest să învățăm lucruri cum se face în acest domeniu, pentru că cel puțin la nivel personal facem acest lucru atunci când ducem deșeul și îl sortăm în diferențiat, în astfel încât da, în oraș. Cred în că oraș. Va mai trebui într-adevăr făcut mult din această perspectivă, dar trebuie să fim optimiști, astfel încât generațiile viitoare să beneficieze cel puțin de optimismul nostru și să continue drumul pe care exact. Fiecare dintre noi l-am început și îl ducem. Exact. Mai așteptăm perioade nefirești de calde, 27 de grade azi, mâine. Nu sunt tocmai normale pentru acest moment. Va veni o perioadă cu frig. Să le luăm pe rând. Cu frig. Săptămâna ce vine, să o luăm pe rând. Luni, 16 octombrie. Luni, 16 octombrie, o să resimțim frigul din plin. Pentru că dacă mâine în jumătatea sudică a țării vom mai consemna valori de 27-28 de grade, cu 27 posibil în capitală, deja de mâine răcirea va fi de interes și în partea de vest, nord, centru a țării. Nu vom mai avea maxime doar de până la 13-15 grade Celsius. Iar luni răcirea va fi de interes și în jumătatea sudică a țării, adică cel mult valori la scara întregii țări între 9 până la cel mult 15-16 grade. În București, iată diferențe în mai mari de 10 grade. 15, în București doar 15-16. Deci de la 27 la 15. 7 la 15 grade înseamnă diferențe mai mari de 10 grade. Chiar vom vorbi cel puțin pentru zone din Maramureș, din Transilvania, nordul Moldovei, de o săptămână mai rece decât în mod obișnuit, pentru că în mod normal ar trebui să avem valori de până la 17-19 grade, iar în aceste areale doar cel mult 12-13 grade. Și nu trebuie să neglijăm nici temperaturile minime pe parcursul nopților și dimineților, pentru că și acestea vor fi foarte scăzute. Vom vorbi frecvent de temperaturi negative, în depresiuni, minus 5 grade Celsius, în restul țării cel mult, de pildă în capitală, 5-6 grade. Așadar, iată că deja trecem la ceea ce toamna și intră în drepturi. Ceea ce ar fi normal cumva, ceea ce ar fi normal, dar chiar mai rece. Abrupt, foarte abrupt, diferențierile cam vor fi semnificative și noi excludem ca să avem și precipitații mixte în zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1700 de metri, iar în zonele mai joase ploi. Asta înseamnă ploi, ploi la povițe ninsori. Ploi la povițe ninsori, iar în zonele de câmpie, în zonele mai joase ploi. Aceste ploi binevenite și mult așteptate de fermieri. Altfel, deci să nu ne supărăm pe ele. Marți. Marți tendința este aceeași, chiar mai rece, pentru că de la o zi la alta, pe parcursul săptămânii viitoare, o să observăm o scădere atât la nivelul maximelor cât și al minimelor. Ecartul rămâne la același nivel, între cel mult 7-8 grade în jumătatea de nord până la cel mult 15-16 grade în cea de sud, cu minime foarte coborâte și marți dimineață, deja negative, așa cum
menționam, și chiar până la sfârșitul săptămânii, miercuri, joi, unecar mai cresc ușor temperaturile, miercuri și joi, spre 18-19 grade. Din păcate, sfârșitul de săptămână aduce o nouă masă de aer cu care va determina din nou scăderea regimului de temperatură. Deci, miercuri, joi, la mijlocul săptămânii ne mai încălzim puțin, de la 17 grade, posibil ușor spre 19-20, mai ales în sud, însă sâmbătă, duminică, din nou coborâm la cel mult 15-16 în sud, inclusiv în capitală. Așadar, să ne îmbrăcăm bine dimineața, mai deci ales, scoatem deja din, într-adevăr, din porți, pentru de la naftalină. Și chiar intensificările moderate de vânt cu siguranță vor amplifica senzația de rece, așa cum o spunem de fiecare dată, la un valor de temperaturi ușor peste ceea deci ce ar fi normal. Temperatura simțită va fi mai scăzută. Știu că ați lucrat deja estimările pentru următoarele 4 săptămâni, deci până aproape de jumătatea lui noiembrie. Cum arată ele așa în linii mari? Partea a doua a lunii octombrie, cea de a doua lună din această toamnă, așa cum spuneam, săptămâna viitoare, temperatura mai coborâte și vorbim de abateri în medie mai mari de 3 până la chiar 4 grade în nordul Moldovei, cu ploi, în special în jumătatea sudică a țării, și spuneam, este bine că va ploua pentru că sunt binevenite și mult așteptate, dar și următoarea săptămână până la sfârșitul celei de-a doua luni de toamnă, și vorbim aici tot de o săptămână posibil ușor mai rece, precipitațiile se apropie de normal, adică pentru această săptămână ar trebui să consemnăm în săptămâna 23-30 octombrie cantități de precipitații în medie de 10-15 litri pe metru pătrat, ceea ce ar fi bine pentru că s-ar mai reface cel puțin la suprafață în primii 10 cm deficitul de apă din perspectiva nevoii de precipitații în această perioadă. Și prima lună noiembrie, în prima jumătate, un ecart al valorilor de temperatură apropiat de normă, dar trebuie să spunem că pe măsură ce ne ducem spre iarnă, temperaturile în medie mai scad cu 5-6 grade, pentru că dacă media climatologică a lunii octombrie este de 9,6 grade față de 14,8 în septembrie, ei bine, noiembrie doar 3,6 grade. Iată un ecart semnificativ, și chiar și din punctul de vedere al precipitațiilor, luna noiembrie este cea mai săracă în precipitații, doar în medie 35-40 de litri pe metru pătrat. De aceea, valorile normale care sunt de așteptat în prima jumătate a lunii noiembrie, cu siguranță vor aduce un nou aport în ceea ce înseamnă cel puțin menținerea sau refacerea ușoară în primii centimetri a rezervei de apă. Dar cu siguranță se vor mai modifica lucrurile, pentru că în condițiile în care atmosfera este un sistem dinamic și observăm acest lucru în 24 de ore, o trecere, da, duminică, în sudul țării de la 27 de grade, luni și marți doar la 17 grade, cu siguranță lucrurile se mai pot schimba cel puțin pentru a doua jumătate a intervalului de prognoză, adică din 16 octombrie până în 16 noiembrie, mai ales în a doua parte, prima jumătate a ultimei luni din toamnă. De aceea aceste informații noi le elaborăm vineri, în fiecare săptămână, și venim cu un update în următoarea săptămână. În fiecare săptămână faceți marți, pentru următoarele în cursul zilei de marți, în următoarea săptămână venim cu un update, dar în același timp amendăm aceste informații prin prognozele pe termen foarte scurt și scurt, pentru că aceste informații nu surprind fenomenele meteorologice extreme. Avem acum pe ecrane live masele de aer, circulația maselor de aer. Și se văd nuanțele de albastru, da, care semnifică tocmai această masă de aer mai rece dinspre partea de nord-est a continentului european, și observăm că abordează rând pe rând săptămâna viitoare aproape toată țara, după ce sfârșitul acestei săptămâni, nuanțele de galben
mai păstrează, mai ales astăzi și mâine jumătatea de sub, temperaturi peste 25 de grade la nivelul maximei, care înseamnă maxima unei zile de vară, și observăm nuanțele de albastru care rămân staționare, practic de interes pe tot parcursul săptămânii viitoare. Oricum, din ce ați povestit și despre următoarele 3 săptămâni, deci prognoza pe 4 săptămâni, pare că lucrurile încep să... Să intre în normal, dar nu excludem să mai avem, sigur că da, și zile însorite, cu siguranță, așa cum menționam, să mai vorbim chiar și în luna noiembrie de zile mai calde în care maximele să depășească 15-16 grade. Pentru că această alternanță și trecere de la perioade mai calde urmate de perioade scurte în care răcirea este bruscă va fi de interes cu siguranță și în următoarele luni, octombrie, noiembrie și decembrie, așa cum a fost pe tot parcursul anului 2023 sau cel puțin în ultimii 20 de ani, când în cadrul întâlnirilor noastre vorbeam frecvent de iarnă, vorbeam despre primăvara din iarna noastră, exact, în toamnă, despre vara din anotimpul de toamnă, da, exact. Și tot așa. Vă mulțumesc din suflet, doamna Matescu, pentru că mi-ați fost alături astăzi. A fost o bucurie să vă revăd și de acum, gata, ați învățat drumul, o să ne vedem mai des, sper să ne călcați pragul mai des. Mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături și nădăjduiesc să ne fiți cât mai mulți în continuare. Duminica tot de la 11:30 puteți urmări în reluare, a venit vremea, și oricând doriți pe canalul nostru de YouTube Euronews România sau pe site-ul nostru euronews.ro. Pe sâmbăta viitoare, prețuiți fiecare zi!